Revolution, bro. Dacă nu-l vedeam în 4K, mai nimeream hitul ăsta. Îți place foarte mult Fortnite-ul așa, nu? Da, adică din ce poți observa se vede bine. Adică uită-te la monitor, e ok, nu? Ești obișnuit cu asta? Da, sunt obișnuit. Da, dar vrei să vezi ceva? Yes, suntem pe 1080 Full HD. Unde? Uite! Oh! 1080 Full HD. Vrei să vezi ceva wow? Da. Dezule, vezi vreo diferență? Aici, la Fortnite. Și care e diferența? Hai. Dacă dăm la setări în momentul ăsta, Kenzule, ce crezi? Uită-te, jucăm în 4K. Resolution 4K. De-aia Fortnite-ul se vede așa. Din ce poți observa, suntem pe alt monitor. Știi ce monitor e? În unul dintre noile monitoare de la Bang. E modelul Mobius EX3210U. Vrei să-ți arăt ceva tare rău de tot? Da. Vin imediat. Da, uite, Kenzule. Ăsta e monitorul. Wow! Din ce poți observa, Kenzule? Mai am schimbat Fortnite-ul de pe monitorul principal pe monitorul ăsta de la BenQ. Din ce puteți observa, de monitorul de la BenQ. Și, Kenzule, nu am cum să vă explic cum se vede un monitor 4K, dar... Bă, deci se vede ca și cum ai fi acolo în joc. Da, e ca și cum ai fi acolo în joc. Deci e real life. Și azi, înainte să jucăm Fortnite, vreau puțin să vă zic câte ceva despre monitorul ăsta și ar trebui să câștigăm din prima, pentru că vedem cam orice... Vedem totul mult mai clar și vreau să ne jucăm Fortnite în 4K cu setările pe maxim. Câte FPS-uri vreți să avem? 240 minim. Cu setările pe maxim în 4K? Eu cred că și dacă sunt texturi foarte greu de făcut, tot 240, adică cred că vreo 400-500, cred că tot ai, nu? No, eu cred că vreo 200-100. Asta puțin? E 4K, bro. Se vede foarte bine față de 1080p. Da, să depinde de calculatorul tău. Are o bestie aici, te rog frumos. Filmează orangutanul Dorian Popa. Până înainte vreau să vă spun câte ceva despre monitorul ăsta. Ideea e că el e 4K Ultra HD și are... Să-i fac eu un reveal așa, gen, știți? Monitorul ăsta este 4K Ultra HD 31.5 inch. Dacă tot e 4K, are aspect ratio 16:9. Deci încă te poți juca gaming. Bă, adică foarte mare, uitați-vă și voi, pe lângă mâna mea e imens ăsta. Adică uite, pe lângă ăla care deja e mare, ăsta este foarte, foarte mare. Da, știi ceva? Câți hertz crezi că are? Câți? 144, n-are 60. Deci poți să te joci gaming pe el. Și nu e bine? Păi foarte bine, ești nebun la cap. 4K 144 de hertz, bro. Joacă-o pe asta. Nebunie. Hai să ne uite și în spate, cum se vede, pardon, în spate. Da, are niște luminițe chiar foarte, foarte frumoase și... Băi, ești nebune, uite aici. Da, exact. Din spatele, luminițe, vezi, luminițe pe spate. Stai așa, că picăm cu tine. Îți spar capul pe aici. Aici scrie și ceva el aici, nu știu. Să vă și arăt, de fapt. Scrie... Bă, dar ce sweetie boy se vede formă. Dar știi care e faza? Băieții de la BenQ au venit cu un sistem nou audio pe monitorul ăsta. Fiind un sistem 2.1, te poți juca pe monitorul ăsta. Pentru noi, niște utilizatori, dar o să folosim căștile, dar le poți folosi boxele astea. Boxele astea noi de pe monitor, de la Trevolo. Stai așa, mă, Kendule, vrei să spun o melodie, să vezi cum se aude? Da. Prin blitzul să vadă un pic și boxele care sunt, uitați-vă, deci astea sunt de aici până în poarte. Kendule, spune-mi părerea ta sinceră despre boxele astea. By the way, voi în realitate, voi pe clip nu puteți auzi cum audim noi în realitate, dar sincer, eu am mai testat monitorul ăsta, bă, și chiar s-aud bine rău boxele. Bă, s-au răsună bine. Având în vedere care boxele peste tot așa, știi? Adică boxele să răspundeți de aici până aici, acum ar veni și... Bă, Viri, vezi că chiar s-au bine. Mie chiar îmi plac rău. Dacă n-ai căști, n-ai microfon, n-ai microfon, Kenzule. Ce crezi? Are microfon. Are microfon. Nu cred. Și cu noise cancellation. Adică anulează sunetul exterior? Da, nu, da, cred așa ca ceva. Ca să-ți audă voar vocea foarte bine. Extraordinar. Păi poți faci și YouTube, adică cu monitorul ăsta. Îți iei doar monitorul și faci YouTube. Teoretic ai putea, da? Ce-mi place mult la monitorul ăsta, Kenzule? Zi. Spate, nu știu dacă o să observați. Dar aici unde sunt toate cablurile, prea multe USB-uri și prea multe chestii. Poți conecta foarte multe dispozitive la acest monitor. Dacă cumva nu mai ai spațiu în PC, efectiv nu mai ai porturi USB pe PC, le poți conecta la acest monitor. Și suportă HDMI 2.1 pentru 4K în 120Hz pe PS5 și Xbox Series X. Monitorul ăsta are și un digital signal procesor. Adică e foarte bun. Dacă vreți să aflați mai multe chestii și mai multe informații, aveți un link în descriere. Kenzule, dăm și noi un meci în 4K? Bă, chiar vreau să vă. Și eu vreau să dăm un meci în 4K. 3, 2, 1, let's go pe Fortnite. Am, Kenzule, we are back. Cu jucăm pe monitorul 4K, deci probabil o să mă vedeți că mă uit așa, pentru că am monitorul în stânga, nu mai stau să-l mut pe jumate. Păi, e primul meu meci. Câte frame-uri crezi? Limitam, mă, vrea de viață. Am 300. Bine, eu încerc. 200, 200 și ceva. Bine, eu în general aici aveam 1000 de frame-uri pe 1080p. Da? Da, aveam cam 1000. A, uite, aici am 180. Da, bă, adică scade din FPS-uri, am de vreo 5 ori frame-urile mai mici, dar bine. Joc
în 4K. Adică dă știu câte ori calitate mai bună. Bă, zici, Kenzule, primul meci după atâta timp pe Fortnite. Bă, am 600 de frame-uri, Kenzule. Ce ciudat e că pot să construiesc în Fortnite și eu n-am mai jucat Fortnite de atâta timp. Cum s-a băgat construitul? Mamă, cât de ciudat e, mi se părea cu cacul ăsta poate să construiască după ce că a luat lama, bă, Kenzule. What? Bă, da, se vede destul de bine. Îl văd în 4K, tu îți dai seama? El știe oare că îl vezi în 4K? Nu știu, vedem acum. Da, hai că în acțiune să vedem aici ce poate să facă. Perete, hit 21 și 35. Mani, vedem că n-ai mai jucat. Da. Titula de pump, n-avei, ia, ia, ia. Hop, intră în box, nu intră. Hai mă, că am jucat bine. N-am materiale? Nu, n-am materiale, asta e ideea. Let's go! 4K resolution, bro! Dacă nu-l vedeam în 4K, mai nimeream și tu ăsta? Nu cred, nu vedeam pixeli, gen. Bă, bune, chiar, what the fuck, era un nimeni, mă așteptam, sincer. Opa! Nu, trebuie să te omoare asta, sai, trebuie. Best back player in the game, it's coming here. Se vede că n-am mai jucat, Kenzule, efectiv trag pe lângă uneori. Joc și în 4K, adică nu-ți pe rezoluția mea. Bă, trebuie să-ți lansă zare, trebuie să stai. Ia, 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 mamă, sunt voi, dar nu e eu. Mamă, i-ai dat viteză. Da viteză, voi, stai, bă, era bine. Ia. Hai acolo. Poate că eu gardu, ia, 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 ia. Cum să stai? Bă, Kenz, mor! Cum, nu mori, tot murit-o. Noaa, a venit altul! Deci, bă, chiar de vedeți bine chiar odată, dar n-am mai jucat Fortnite de mult. Hai să intrăm pe DirectX 15 să dăm setările la blană. Tu vrei să vezi cum se vede Fortnite un 4K cu setările la blană? Da. Gio. În momentan suntem pe DirectX 12 și bă, lobby-ul arată normal, gen. Da, ceva, gen, am și eu așa. Dar hai să dăm pe maxim, chiar. Epic, 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 of, epic, epic. Dăm apply, pregătit? Da. Fortnite în 4K. 4K, Ken! Să vede frumos, sincer. Chiar în plan normal și activăm și RTX un match. Câte frame-uri crezi că o să avem cu toate pe maxim? 100 frame-uri? Ba, genul, cred că da. Kenzule, eu am frame-urile blocate, nu știu de ce. Așa. Am vreo 60 de frame-uri, Kenzule, dar am totul pe epic. Da, da, vezi că rămâne la 45. Ba, am totul pe epic, dar am 40 ceva de frame-uri. Bă, băi, scăreși mecheria. Și dacă ai 400 de frame-uri, tot nu prea să simți un pic diferența. Dar nu aș dă rău, adică e acceptabil, poți să te joci. Da, bă, Kenzule, dar uite cum se vede tot, adică ești nebun la cap. Băi, chat, nu știu cum vedeți, nu știu dacă vedeți exact ca mine și așa, pentru că, na, băi, probabil vedeți clipul ăsta în 1080p, dar la mine, bă, e tare, bă, să joc Fortnite în 4K, puteam pe calculatorul vechi să joc toate pe epic. Să dăm drumul la RTX, Kenzule. În fine, calculatorul, ce crezi? Mamă, uite cum face, what the fuck. Ia uite, Kenzule, avem tot 40 ceva de frame-uri. Avem RTX-ul în umbre mai definite, știi? Că fii atent, dacă ne ducem la un campfire, ne-am dus, tati. Avem 60 de frame-uri cu RTX One și toate alea. Că vă ziceam eu pe celelalte clipuri, Kenzule, de DLSS-ul ăsta, știi? E o tehnologie, de am spus eu pe alte clipuri. Dacă-l activăm, avem 120 de frame-uri. Ne-a dublat frame-urile, ești nebun. Și tot 4K e, dar e 120 de frame-uri. Nu știu dacă țineți minte, băieți, dar eu pe clipuri vă ziceam că chiar e worth it dacă vă jucați. Mamă, dar vreți și bine să dăm braia. Aici poți să-ți dai seama la, exact la monitor de 4K cât de bine. Când toate setările pe ori. Păi da, mă, randează 4K, dar uite cum se vede toată iarba. Bă, voi nu știu dacă bine, vedeți ca mine. Top, e top, chiar să vedeți și mie chiar o dată, mă, vezi. Te vezi fiecare de asta. Hai să jucăm Fortnite în cele mai low setări, 1280. Hai, merge, okay. Să jucăm toate astea pe low. Ia zi, Kenzule, îți place cum se vede? Kenzule, e vreo diferență că eu nu o văd. Mamă, vere. Kenzule, uite ce am făcut. Am stricat de tot. Băi, ce e ăsta? Fortnite în 144p. Oricum, nu știu, bleh, Fortnite ăsta e urât rău de tot. Cine am fost noi? Kenzisai. Pisicile sălbatice. Pareci de câmp. Stai cu așa, voi, bă.